Aici sunt 5 mașini. Doar una dintre ele a fost implicată într-un accident rutier. Victima, Alina Ciubotaru. Concurenții noștri vor trebui să ne spună care este acea mașină și de asemenea să ne ofere detalii importante despre acest accident. Sunt Marius Chivu, iar voi urmăriți clarvăzătorii. Știi de ce te afli aici? Da, din cauza accidentului pe care l-am avut acum un an și jumătate. Cum te simți acum? Acum mă simt bine. Adică sunt mulțumită că m-am recuperat complet, că nu sunt urmări fizice, nici psihice. Înainte ca Alina să se cunoască cu clarvăzătorii, dumneavoastră veți face cunoștință cu doi oameni care nu pretind că au abilități supranaturale. I-am invitat în calitate de grupă de control pentru a vedea dacă aceștia vor fi în măsură să recunoască mașina care a participat la accidentul de circulație, căreia i-a fost victimă tânăra. Primul este cascadorul Gabriel Burlacu. M-am uitat puțin, la prima vedere așa sunt cam toate la linie, sunt... Nu sunt șifonate, nu se vede urmă de altă culoare la vopsea. Uh-huh. Asta s-ar vedea imediat. Ceva special la această mașină? Te-ai oprit asupra ei? M-am oprit puțin, dar am impresia că este doar... Doar puțin prăfuită. Prăfuită. În rest, toate mașinile arată foarte bine. Revin la acest bolid al străzilor din România. Uh-huh. Marea și frumoasa și superba Dacie. Ai găsit un nume frumos. Deci optezi pentru... Da, pentru eu rămân la Dacie. Gabriel a indicat o altă mașină. Încercarea a doua a făcut-o expertul tehnic pe mașini, Jelaskov Dimitrie. O ciocnire cu victimă umană întotdeauna trebuie mascată foarte bine. Iar vopseaua, la partea unde s-a produs accidentul, întotdeauna se urmărește și o diferență de nuanță, fiindcă restul de caroserie este o vopsea mai mătuită decât cea implicată în accident, partea de caroserie. Eu aș rămâne la Opel. Nici unul dintre oamenii din grupul de control nu a reușit să indice care este mașina implicată în accident. Cine știe, poate clarvăzătorii vor reuși acolo unde oamenii obișnuiți dau greș. Avem aici 5 mașini alături de noi. Aș vrea să îmi arăți care dintre aceste mașini te-a lovit. Mi-ar fi fost foarte greu să uit. Aceasta e Mercedesul negru. Mi-o aduc aminte foarte bine. Prima încercare a fost a lui Mircea Iorga. Consider că Alina este compatibilă din punct de vedere energetic cu tine? Deci nu se pune problema de compatibilitate sau incompatibilitate. Deci... Ce vreau eu să aplic este să încerc să memorez cumva vibrația pe care am simțit-o în apropierea ei. Care sunt șansele de a găsi un singur lucru din 5? 20%. Și 80?
l-am decis. Atât de repede? Asta zic că este. Alina? Indică-i domnului Mircea mașina care te-a lovit. Aceasta e. A avut oarecare ezitare și acolo, dar... Deci este dificil să faci o deosebire între... Deci, o amprentă vibrativă preluată de pe mașini. București? Spun că aceasta e mașina. Este multitudinea de imagini pe care le-am primit legat de această domnișoară și legat de acest accident pe care l-a avut. Ajung la concluzia că aceasta ar fi mașina. Florin a încercat. Alina, este aceasta mașina care te-a lovit? Nu. Dar a greșit. Ai ales-o pe aceasta, cea gri. Mariana a greșit. În cadrul acestui experiment, Remus Vintilă a fost extrem de laconic. Spun care cred eu că ar fi. Acum? Da, dacă simți că acum poți vorbi, dacă simți că acum poți decide, da, acum. Hai să fie mașina neagră. Ești sigur? Da. Da. Atât de repede? Da. Păi, asta e sau nu e? Știți cum e și dacă... Nu, nu știu. Alina, te rugăm să indici mașina care te-a lovit. Aceasta e. Da. Exact cum a spus. Da. De ce nu vreți, de ce nu vă lăsați să transmiteți în totalitate? Nu știu la ce vă referiți. Pentru că sunteți născută într-o zodie cu lacrimă. Ce zodie cu lacrimă? Sunteți într-o zodie a lacrimei, o zodie aproape de ceva cu apă. Nu. Lăsați-vă liberă, vă rog din tot sufletul. Nici nu știu la ce vă referiți. Adică nu vreți să închideți câmpii. Nu am cum să fac. Mă rog frumos, dați-vă ceaia de la gât. Și chiar rog foarte mult ca persoanele de lângă de aici să-și deschidă, să-și deschidă picioarele. Acum. Vă rog frumos, picioarele. Aceasta dintre cele două, eu aici acum. Dacă am greșit. Mi-au asupra mea totul. Tu spui, aceasta este mașina. Este opțiunea pe care ai ales-o. Da. Mașina de culoare gri. Da. Cred că eu, da. În sfârșit. Da, aici. I-a ales, până la urmă, m-a ales, de fapt, patru mașini, nu? Pe final era foarte confuză. Da, era confuză. Din cele patru opțiuni pe care le-a avut, toate au fost eronate. Cu toate că a indicat aproape toate mașinile, nu a reușit să o descopere pe cea adevărată. Ca de obicei, Victoria Fotescu se bazează foarte mult pe viziunile pe care le are într-o ceașcă de cafea. Aceasta este mașina pe care tu ai ales-o. Nu, am văzut-o în cafea, n-am ales-o. La opțiunea ta. Da, datorită cafelii, adică ce am văzut în cafea. În descoperirea mașinii care a produs accidentul, cel mai bine s-a prezentat Florin Crețu. Accidentul, sau când a avut loc evenimentul, tot așa a fost o zi mai mohorâtă. Da. Ținând cont că era chiar în timpul iernii. Simt o energie. Parcă o simt că ea ar fi mașina care a lovit-o pe doamna Alina, sau domnișoara Alina. Ultima ta opțiune este aceasta. Da. Alina? Da. Ce culoare avea mașina? Neagră. O mică victorie. Mulțumesc. Da.